Parcarea de 8,5 milioane de euro pe care Dumitru Huidu voia să o construiască încă din anul 2008 mai are mult de așteptat din cauza faptului că pe suprafața cu pricina situată în piața centrală sunt numai puțin de 6 proprietari. Nu a fost posibil obținerea aprobărilor pentru începerea lucrărilor. Omul de afaceri a acționat primăria în instanță, iar pe 12 mai va avea loc prima înfățișare. Nu a reușit încă primăria să rezolve acele suprapuneri pe terenul nostru de 622 de metri pătrați din spatele halei de carne. Această suprafață de teren, găsindu-se în cadrul unui cadastru mai vechi, respectiv 2253/3, de câte ori solicităm informații de la cadastru, ni se demonstrează negru pe alb că mai există alte 6 suprapuneri de terenuri. Pe de altă parte, reprezentanții primăriei susțin că de vină pentru această situație sunt cei de la cadastru. Totuși, reprezentanții municipalității sunt optimiști și speră că în maxim 2 săptămâni situația va fi rezolvată. Proiectul prevede construirea unei parcări supraterane unde vor exista și spații comerciale.